Ministerul Finanțelor Publice a dispus derularea unei acțiuni de control tematic determinate de faptul că cererea de achiziționare de aparate de marcat cu jurnal electronic a înregistrat un declin accentuat în perioada decembrie-februarie, vânzările diminuându-se drastic. În luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, ritmul de atribuire a seriilor fiscale a scăzut cu circa 30%, iar cel de instalare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic a scăzut cu circa 11%. La nivelul majorității distribuitorilor autorizați și a unităților acreditate pentru comercializare există stocuri de aparate de marcat noi și nu mai sunt semnalate dificultăți legate de lipsa capacității de instalare a unităților de servire. Mai mult decât atât, solicitările de instalare și punere în funcțiune a noilor aparate de marcat au scăzut chiar și în cazul aparatelor achiziționate deja sau pentru care au fost achitate avansuri. Termenele de intrare în legalitate pe care le vor stabili Inspectoria NAF potrivit legii prevenției vor fi scurte, având în vedere faptul că pe piață există toate modelele de aparate de marcat necesare utilizatorilor, iar în ceea ce privește capacitatea de eliberare a serilor fiscale de către ANAF și instalarea de către unitățile de service, nu au mai fost semnalate dificultă sau întârzieri. De asemenea, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de intrare în legalitate, se va relua controlul și se vor aplica amenziile prevăzute de lege, se mai arată în comunicatul ANAF.